Această problemă a inimii care vrea să se laude, care vrea să păstreze aparențe mai bune decât există în realitate, nu este ceva ce se manifestă doar în viața economică, a banilor, a realizărilor, ci se manifestă și în viața religioasă, în viața de credință, pe calea credinței. După cum săracul ce este frustrat vrea să arate că de fapt e bogat, la fel, păcătosul eșuat de multe ori vrea să se arate ca fiind om bun. Și nu doar că se preface înaintea altora cu o ipocrizie umană, ci dacă se poate, este gata și să se placeze în centrul religiei și să se dea bun nu doar înaintea oamenilor, ci și înaintea lui Dumnezeu. Religia pervertită este solul cel mai fertil pentru oamenii narcisiști. Dacă n-ai reușit să devii sportiv ca să te laude lumea pentru rezultatele tale, dacă n-ai reușit să devii cântăreț sau actor ca să fii admirat pentru producțiile artistice, dacă n-ai reușit să te faci un avocat important sau un politician, dar totuși vrei autoritate și vrei faimă, există o religiozitate pervertită care devine foarte atractivă pentru păcătosul, fățarnic și narcisist. Vrei să fii îmbrăcat în aur fără să fi câștigat o medalie olimpică? Vrei să ți se ofere ploconel și pompă fără să fii un politician important? Devin un implicat într-o religie pervertită care te plasează pe tine în centrul ei. Sau, și mai bine, devin un lider religios într-o religie pervertită. Noi nu eram altceva decât niște păcătoși răzvrătiți, vrednici de condamnare. Nu eram altceva decât niște păcătoși, scârboși, murdăriți de păcatul nostru. Dar Fiul lui Dumnezeu, după cum spune aici Apostolul Ioan, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. S-a coborât în mizeria noastră fără ca El să fie murdar, pentru ca să ne curețe, ca să ne spele de păcatul nostru. Pentru că Hristos s-a coborât în lumea noastră, pentru că ne-a slujit cu smerenie. Și noi suntem chemați să căutăm această slujire plină de umilință care continuă în biserică. Această veste a Evangheliei care vine în viața noastră, care ne împacă cu Dumnezeu. Nu suntem chemați să visăm la o glorie umană impusă prin sabie. Nu suntem chemați să venim aici sau să căutăm un loc în care noi să ne putem prezenta ca fiind grozavi și buni. Și suntem chemați să venim aici recunoscându-ne păcatul, dându-ne seama de murdăria păcatului nostru și dorind să fim spălați de păcatul nostru, să fim transformați de Hristos prin cuvântul Său.